Sâmbătă 4 august, a treia zi a festivalului Untold 2018, pe scena de la Cluj Arena, cea mai mare din cele 9 ale acestei ediții, scena principală, deci, au urcat nașii rave-ului, cum e numită trupa britanică The Prodigy, unul din cele mai de succes grupuri de muzică electronică din toate timpurile. Trupa a fost înființată de pianistul și compozitorul Liam Howlett în 1990 la Braintree, Essex, Marea Britanie, și a apărut pe scena rave underground britanică, de unde a explodat în topurile internaționale din ultimul deceniu al secolului 20. Alături de Chemical Brothers, Fatboy Slim, Propellerheads și alte trupe asemenea, The Prodigy sunt considerați pionieri ai genului Big Beat, acum aproape defunct, dar cu mare succes în decada 90 a secolului trecut. Au mai cântat în România în 2009 la Cocklife Felsiget Peninsula Festival de la Târgu Mureș.